Continuăm cursul măsurări cu osciloscopul, am ajuns la lecția 10. O altă aplicație a modului XY este crearea reprezentărilor grafice curent-tensiune sau, cum este cunoscut din limba engleză, curbelor IV. După cum sugerează și numele, curbele IV sunt o reprezentare grafică I. Primul pas trebuie să pregătim tensiunea de stimul. Tensiunea de stimul în contextul circuitelor electronice se referă la un semnal electric sau la o diferență de potențial aplicată unui dispozitiv sau unui circuit pentru a provoca o reacție sau a iniția o funcție specifică. Aceasta poate fi, de exemplu, tensiunea necesară pentru a activa un tranzistor, un releu sau orice altă componentă care necesită un anumit nivel de tensiune pentru a opera corespunzător. În funcție de aplicație, tensiunea de stimul poate varia ca mărime, durată și formă, poate fi constantă, pulsatorie, sinusoidală și așa mai departe și este adesea un aspect critic în designul circuitelor electronice. De exemplu, în cazul unui tranzistor bipolar, tensiunea de stimul ar putea fi tensiunea aplicată la baza tranzistorului pentru a-l face să conducă între colector și emitor. De exemplu, eu vreau să măsur această componentă, să măsur caracteristicile și am nevoie de o tensiune de stimul. În cazul ăsta, generatorul de semnal este integrat în osciloscop, dar de asemenea puteți folosi un generator de semnal extern. Voi activa generatorul de semnal, iar voi lăsa pe sinus deocamdată, am să pun o frecvență, să spunem, de 50 de Hz și voi pune o amplitudine de, am aici maxim 5 V, pun maxim. Iar acum voi porni generatorul de semnal și dacă e să conectez sonda de la osciloscop aici și am conectat sonda așa provizoriu, vedeți, am aici cei 5V peak to peak și o frecvență de 50 de Hz. Pasul următor, voi conecta un cablu la ieșirea generatorului de semnal, iar aici în capăt am doi crocodili. Și aici pot conecta o componentă. Am pregătit aici un potențiometru. Am să îi dezlipesc firele astea. Deci, primul pas este să conectăm componenta la generatorul de funcții. Deoarece o să măsurăm și diode, semnalul adecvat pentru acest scop este un sinus sau un triunghiular. Dacă măsurăm diode, important este să alegem o tensiune sub tensiunea de străpungere și undeva peste tensiunea de pornire a diodei. În primul exemplu o să folosesc un potențiometru de 10 kΩ, așa că deocamdată nu este relevantă tensiunea, ținând cont că din acest generator am maxim 5V, este ok. Apoi configurăm canalul X pentru măsurarea tensiunii pe componentă și canalul Y pentru a măsura curentul prin componentă. Cel mai simplu mod este să folosim aici o sondă de curent. Având în vedere că sonda mea de curent este destul de voluminoasă, este destul de dificil să o fixez corect pe terminalul componentei. Pentru a rezolva această problemă, voi... Cum linia se dublează, da? O anumită tensiune, avem curent, da? Exact cum ar trebui să se comporte dioda. Asta înseamnă că curge curent prin diodă. Acum vreau să fiți atenți, am scos dioda afară și am lăsat intenționat cursorul în zona unde funcționa dioda, deci a început cu 575 de milivolți.